prima persoană care a adus-o, Iisus, din punctul meu de vedere. Asta e punctul meu de vedere și doar punctul meu de vedere. Eu respect toate religiile și oamenii. Prima religie care a adus și Muhammad, el era prima entitate care a adus, era pură, curată, autentică. După ce această puritate și iubire ajunge în mâinile noastre, noi oamenii, nu, știm ce facem, știm foarte bine, trebuie să ridicăm mâna, să fim autentic, vulnerabili, să zicem că da, come on, când ai bani și putere, faci niște chestii care, în fine. Și religia, din punctul meu de vedere, nu mai e pură. Nici islamul care era pur să separi, că stai că asta e religia mea, e religia ta. Păi nu, religia, dacă e iubire pură, unește. Am fost o persoană extrem de religios, foarte credincios. Eram foarte credincios până vârsta de 28 de ani. Foarte corect, respectam toate lucrurile religioase din islam. Și a venit valul ăsta de trezire la mine și am zis, ceva nu e în regulă, trebuie să fac ceva pentru viața mea. Și am luat decizia să vin în România. Am făcut această schimbare, shift, care am venit aici și când am ajuns în România am văzut, stai că aici religia într-un fel pe oamenii încearcă să controleze cu anumite concepții care, de ce nu te întreb, de ce faci acest ritual, dar nu întreb de ce? Și ok, și după mă uitam, păi stai că eu 28 ani făceam alte ritualuri care nici eu nu punteam întrebare, dar de ce fac asta? Mi se pare ok. Și am zis, ok, bine, mulțumesc. Religia, din punctul meu de vedere, nu mai e pură. Să separi, că stai că asta e religia mea, e religia ta. Păi nu, religia, dacă e iubire pură, unește pe toată lumea. Hai să ne iubim, hai să ne ajutăm, hai să oferim susținere. Dar se pare că acum religiile deja sunt, stai că eu sunt ăsta, tu ești ăla, tu nu ești al meu, eu sunt... Deja când ai pus separare, e clar că acolo nu este vorba de iubire. Aia hristică care vindecă, care unește, care te apropie de Dumnezeu sau sursă sau cum vrem să-L numim.